Pentru câțiva ani, eu am fost în mare parte cea care se trezea de dimineață să pregătească copiii pentru școală, micul dejun și alte cele pentru începutul zilei. Dar de o vreme încoace această sarcină a căzut pe umerii lui Daniel. Rolurile s-au schimbat puțin, într-adevăr, este dovedit științific faptul că femeile au nevoie de mai mult somn. Și bănuiesc eu că al meu soț a început să vadă și să simtă beneficiile faptului că mă lasă să dorm mai mult. După părerea unor persoane, poate asta ar însemna că nu sunt suficient de harnică sau matinală. Dar nu am fost niciodată matinală. Nu din proprie inițiativă, cel puțin. Cred că uneori, știind cât de multă treabă ne așteaptă într-o zi, e copleșitor. Prefer așadar să mai rămân puțin la căldură în pat, pentru că, odată coborâtă din pături, știu că doar la așternerea întunericului mă mai opresc din lucru sau treburi. Eu sunt cea care gătește și se ocupă de treburile casnice, iar asta mi se pare normal, deoarece noi avem sarcini foarte bine definite, pe măsura forței fizice. Nu cred că ar părea normal ca Daniel să învârtă în oală și eu să mă pironesc încercând să mut bușteni de colo-colo. La fel, el se ocupă de îngrijirea caprelor, eu de procesarea laptelui. El sacrifică porcul, eu procesez carnea. Acum, odată cu sosirea primăverii, au venit și micile bucurii, o mulțime de ieduți. Iar odată cu ieduții, ugerele caprelor sunt pline de lapte. Iar pentru noi, asta înseamnă mult belșug, dar și foarte mult de lucru. Atât cu îngrijirea caprelor, cât și cu prelucrarea laptelui. Mi-a plăcut mereu să fiu creativă, inventivă, de aceea îmi place să experimentez cu rețetele de brânzeturi și să îmbunătățesc acolo unde se poate și este necesar. Iarna cea a trecut nu a fost una foarte grea. Putem spune că a fost chiar miloasă cu noi și spre finalul ei am reușit chiar să sacrificăm un porc. Iar spre surprinderea noastră, a avut foarte puțină slănină. Acum, după câțiva ani de crescut animale, ne-am învățat cu procesarea lor, dar la început a fost foarte greu, deoarece ne-am născut la oraș și nu ne-a învățat nimeni cum să creștem capre, porci, găini și alte cele. Vacanțele la bunici erau scurte, iar preocupările noastre erau jocurile, nu lucrul. De aceea eu consider că sunt vitale materialele pe care le facem noi și alții ca noi. Să rămână ca exemplu pentru alții care pornesc pe acest drum de la zero. Când am început noi pe acest drum de creștere a animalelor, furam idei de peste tot, furam rețete și idei și ponturi, astfel încât să ne optimizăm timpul și munca depusă în creșterea lor. Iar acum, cred că suntem în stare să împărtășim din ideile noastre, din ce am învățat și noi.